Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Ce ne spune farmacia naturii? De ce este bine să păstrăm sâmburii de struguri? Ei reprezintă un campion al anti-îmbătrânirii. Sâmburii pot fi consumați odată cu strugurele, sub formă de semințe sau procesați sub formă de ulei sau extract. Indiferent de modalitate, nutriționiștii recomandă ca sâmburii să facă parte din alimentația noastră. Concentrația mare de polifenoli fac din aceste mici semințe excelente surse de protecție împotriva efectelor îmbătrânirii. Polifenolii stimulează producția de colagen și elastină, care mențin pielea catifelată. Tot polifenolii ajută și la circulația sângelui de la nivelul pielii. Are un nume cu adevărat predestinat ca elixir de sănătate. Vița de vie, un izvor al vieții. Prima vie a fost cultivată, se pare, acum numai puțin de 10.000 de ani, iar de atunci, din negurile preistoriei și până acum, oamenii au dezvoltat până la nivel de artă cultivarea strugurilor și transformarea lor în vin. Și virtuțile terapeutice ale strugurilor sunt cunoscute și practicate de mii de ani. Până de curând s-a crezut chiar că în acest domeniu nu mai pot apărea noutăți absolute, aceasta până când atenția cercetătorilor s-a îndreptat asupra ceea ce se aruncă din struguri, sâmburii. Mai întâi, aceștia au provocat o mică revoluție în industria alimentară, pentru ca apoi să înceapă o adevărată carieră în domeniul medical. Devine ei uleiul extras din acest sâmbur cu proprietăți terapeutice excepționale. Un campion al anti-îmbătrânirii. Deși vița de vie e cultivată de mii de ani, extracția uleiului de semințe e de dată recentă, datorită dificultăților tehnologice de obținere a lui. Inițial, el a fost fabricat doar în Franța și în Italia și a fost utilizat strict în alimentație. Apoi a fost utilizat extern în cosmetică pentru că este ușor resorbit de piele pe care o înmoaie și o întinde. Abia la urmă a fost luat în vizor de către industria farmaceutică. Uleiul de sâmbur de struguri conține cantități însemnate de vitamina E și vitamina F, precum și unele minerale, zinc, cupru, seleniu. Dar mai presus de toate, conține așa numitele procianidine, prescurtat OPC, care sunt un agent anti-îmbătrânire de 50 de ori mai puternic decât vitamina E și de 20 de ori mai puternic decât vitamina C. Mai conține substanțe care ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge și a inimii, care catalizează acțiunea unor vitamine în corp, care ajută la ținerea sub control a reacțiilor alergice. Cu alte cuvinte, un nou medicament natural s-a născut de curând. Să vedem în cele ce urmează cum trebuie folosit. Câteva precizări. Când vorbim despre efecte terapeutice, ne raportăm la uleiul de struguri obținut prin presare la rece. Mai există un ulei rafinat de sâmbur de struguri care se obține la temperaturi mari, când sunt distruse practic toate substanțele active din punct de vedere terapeutic și care, evident, nu e recomandabil în vindecare. Uleiul presat la rece din sâmbur de struguri îl găsim în prezent în marile supermarketuri, în raioanele cu uleiuri de import. Intern, acest ulei se administrează în primul rând prin alimentație, fiind un excelent adaos în salate, în sosuri, în diferitele feluri de mâncare, ce nu presupun prepararea la foc. E absolut necesar să evităm prăjirea sau fierberea acestui ulei, pentru că încălzirea la peste 50 de grade Celsius duce la alterarea proprietăților terapeutice. Doza zilnică de ulei este de 25-45 de grame, adică 2-4 linguri pe zi, care se pot consuma ca atare sau în hrană. Extern e folosit ca soluție de masaj pentru piele pe care o hrănește, previne uscarea sa, ajută la menținerea tinereții și a elasticității naturale. Uleiul de struguri, o pavăză împotriva bolii. Bolile vasculare. Folosirea constantă a uleiului de sâmbur de struguri în salate, care vor fi consumate zilnic, e suficientă pentru evitarea unor boli vasculare, cum ar fi arterioscleroza, fragilitatea vasculară sau arterita. Aceasta pentru că uleiul de struguri conține substanțe, așa numitele grăsimi nesaturate, care ajută la menținerea tinereții și elasticității vasculare, precum și substanțe care împiedică procesele degenerative ale vaselor de sânge. Bolile de inimă. Se consumă zilnic 2 linguri din acest ulei, care e recomandat în mod special persoanelor care au avut sau au o dietă cu multă carne și preparate din carne, cu prăjel sau alte grăsimi rele, cum ar fi cele din margarină sau din uleiurile rafinate. Acest ulei previne ischemia cardiacă, precum și tulburări circulatorii, cum ar fi hipertensiunea și tensiunea arterială oscilantă. Tumorile benigne. Studii de dată recentă arată că anumite substanțe conținute în sâmburile struguri
împiedică dezvoltarea unor formațiuni tumorale benigne, cum ar fi chisturile ovariene, fibroamele uterine, adenoamele și adenofibroamele mamare. Femeile cu asemenea predispoziție ar fi bine să facă de 4-6 ori pe an cure de câte 28 de zile, în care să consume ulei de sâmbur de struguri câte 20-30 de mililitri zilnic. Infecțiile diverse. Substanțele active din acest ulei acționează ca stimulent imunitar pe mai multe căi. Catalizează acțiunea vitaminei C în organism, favorizează producerea de celule imunocompetente și le activează pe cele existente. Mai ales în perioadele rece ale anului, când sistemul natural de apărare al organismului este cel mai încercat, se recomandă consumarea uleiului de sâmbur de struguri minimum 30 de grame zilnic. Alzheimer. La persoanele din zonele în care se consumă deja acest ulei de câteva decenii, Franța, Italia, s-a observat pe lângă reducerea ratei bolilor cardiovasculare o mult mai bună funcționare a sistemului nervos. Se pare că substanțele antioxidante din sâmburii de struguri sunt foarte eficiente în oprirea proceselor degenerative ce afectează creierul la persoanele în vârstă. Studiile pentru izolarea unei substanțe active care să prevină această cumplită boală sunt în plină desfășurare, însă până atunci un lucru e sigur. Consumul de ulei de semințe de struguri este printre cele mai bune antidoturi împotriva Alzheimerului. Afecțiuni dermatologice. Se recomandă atât consumul intern cât și masajul pe piele cu acest ulei. Bogat în vitamina E, este un elixir pentru menținerea tinereții pielii, dar și pentru prevenirea unor afecțiuni dermatologice, keratoze, psoriasis, depigmentări, etc. Masajul făcut după baie cu ulei de sâmbur de struguri împiedică pierderea apei, menținând hidratarea pielii, dă strălucire și finețe epidermei, întârziindu-i îmbătrânirea. Tratamente cu ulei de struguri. Colesterol. În 1993 a fost prezentat la conferința anuală a Colegiului Științific de Cardiologie din Statele Unite un studiu pe 56 de pacienți, bărbați și femei, care aveau valori ridicate ale colesterolului. Consumând zilnic între 43 de grame de ulei de semințe de struguri, aceștia și-au redus cu 15,6% nivelul colesterolului din sânge în doar 3 săptămâni. În prezent, uleiul de sâmbur de struguri e considerat cel mai bun medicament aliment pentru scăderea și menținerea la cote normale a nivelului colesterolului. Varice și hemoroizi. Consumul zilnic al acestui ulei previne apariția dilatațiilor venoase anormale și mai mult poate micșora venele varicoase. Se consumă în salate de crudități câte 3-4 linguri pe zi, tratamentul fiind pe termen lung, minimum un an. E recomandat și pentru tratarea umflării picioarelor și a senzației de greutate în picioare. Arterioscleroza. Uleiul de sâmbur de struguri oferă pereților arterelor o protecție excepțională la depunerile de colesterol. E menționată folosirea cu succes și în arterita obliterantă, unde administrarea sa a ameliorat ușor fluxul sanguin și în timp a redus crampele specifice, mai ales pe cele nocturne. Pentru obținerea acestor efecte se fac cure de lungă durată, măcar un an, cu acest ulei presat la rece, din care se administrează minimum 20 de grame zilnic. Fragilitatea capilară și fragilitatea vasculară în general. Substanțele din semințele de struguri au o acțiune antioxidantă puternică, asigurând o protecție a celulelor din compoziția pereților vaselor de sânge la acțiunea radicalilor liberi și menținând sau restabilind în bună măsură elasticitatea vaselor sanguine. O cură de 6 luni în care se consumă zilnic 3-4 linguri din acest ulei duce la reducerea semnificativă a suprafețelor cu echimoze produse de fragilitatea capilară și previne accidentele vasculare, eventual recidiva acestora. Deficiențe imunitare. Semințele de struguri conțin substanțe cum ar fi zincul, cuprul, seleniul, vitamina E și procianidinele, care sunt cei mai puternici în amici ai radicalilor liberi, contribuind astfel la creșterea imunității organismului. O cură cu 25 de grame de ulei de struguri pe zi, menținută minimum o lună, ajută la mărirea rezistenței organismului la factorii infecțioși. Artrita, reumatismul. Cei care suferă deja de artrită pot constata, consumând acest ulei, o reducere în timp a durerilor datorate inflamațiilor. Aceasta pentru că semințele de struguri conțin substanțe care mențin sănătatea țesuturilor din compoziția articulațiilor,
precum și antiinflamatoare naturale. Se consumă salate cu ulei de sâmbur de struguri, minimum 3 linguri zilnic în cure de 2-3 luni. Alergie. E utilizat și în tratarea alergiilor, deoarece blochează enzimele care produc histaminele, substanțe naturale din corpul uman care determină apariția reacțiilor alergice. Se fac cure de câte 2-3 luni în care se consumă câte 30 de mililitri în acest ulei zilnic. În caz de criză alergică, administrarea uleiului eficientizează, între altele, acțiunea vitaminei C, care e folosită în toate tratamentele antialergice. Îmbătrânirea. Uleiul de semințe de struguri nu poate, bineînțeles, opri complet procesul de îmbătrânire al țesuturilor, dar poate prelungi mult tinerețea biologică. La femeie ajută la menținerea echilibrului hormonal, previne apariția menopauzei premature, precum și a unor fenomene cum ar fi uscarea pielii, apariția pilozităților în exces, estomparea caracterelor secundare feminine. La bărbați previne impotența vasculară. La ambele sexe previne și combate Alzheimerul, reumatismul degenerativ, problemele cardiace. Se consumă zilnic minimum 30 de grame în salate de crudități, care îi potențează efectul. Vedere obosită. Mai multe studii arată că acest ulei îmbunătățește vederea, făcând ca vasele de sânge din ochi să funcționeze mai eficient. Se recomandă mai ales persoanelor la care tulburările de vedere apar odată cu vârsta sau pe fondul unor probleme circulatorii. Se recomandă în paralel și curele cu struguri negri, consumați ca atare pigmenții din coaja acestora, ajutând și ei la ameliorarea vederii, inclusiv a celei nocturne. Boli care se tratează extern cu uleiul de sâmbur de struguri. Piele uscată și sensibilă la frig. La 10 minute după baie se masează întreg corpul, mai ales membrele, cu ulei de sâmbur de struguri. Tratamentul se face 6 săptămâni la rând, mai ales în perioadele riguroase. Piele cu tendință de îmbătrânire. Uleiul de struguri penetrează rapid epiderma, ne lăsând senzația de piele grasă și protejând în schimb pielea de vânt și de soare. Datorită conținutului său ridicat de acid linoleic, care este repede incorporat în piele, reduce pierderea de apă din epidermă și restabilește elasticitatea pielii. Se folosește de asemenea după baie pentru masaj. Ten uscat. Odată la 3 zile se masează obrajii, pomeții, fruntea și gâtul cu ulei de sâmbur de struguri. Are efecte de protecție, menține hidratarea și împiedică formarea ridurilor. Contraindicații. Intern nu se cunosc contraindicații la administrarea acestui ulei, cu condiția să nu fie preparat termic și să nu fie depășită perioada de valabilitate înscrisă pe ambalaj. Extern va fi evitată folosirea sa pe porțiunile cu piele grasă, seboreică, putând în aceste cazuri să producă reacții cutanate locale. Prieteni, dorindu-vă multă sănătate, Cristian Alexandrescu vă spune ca de obicei pe curând.